Gabriel Tamaș a deschis scorul cu un șut de la distanță în urma unei lovituri libere, iar tânărul Denis Man a închis tabela marcând primul său gol în Liga 1 la vârsta de 18 ani. Gazdele au jucat aproape tot meciul în 10 oameni după ce Alexandru Boiciuc a fost eliminat încă din minutul 5 pentru o intrare brutală la Ovidiu Popescu. Stelistul nu a mai putut continua și a fost înlocuit cu Man în minutul 14. Chiar și în inferioritate numerică, ieșenii au avut șansa golului egalării în minutul 81, dar Andrei Cristea a trimis în bară. Steaua a avut și ea o bară prin Vlad Achim în prelungiri. Înaintea partidei s-a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor tragediei din clubul bucureștean Colectiv, la exact un an de la incendiu. Steaua a reușit prima sa victorie în ultimele trei etape după un eșec pe teren propriu cu Gazmetan Mediaș și un egal la Târgu Mureș cu ASEA. Ieșenii au pierdut ultimele 5 partide de campionat, perioadă în care au marcat un singur gol. Echipa moldoveană a fost preluată de Eugen Neagoe de 3 etape.